Salutare, dragi urmăritori! În clipul de astăzi o să vedem cum facem service reset-ul la un Nissan Qashqai din 2013. Este modelul de 1.6 DCI de 130 de cai. Pentru a pune intervalul de service la 0, aceste mașini de fabrică vine la 30.000. O să vă arătăm cum resetăm. Pentru început trebuie să punem contactul, după care de acest buton care este în partea dreaptă, apăsăm o dată pe el, apoi vedem că ne se deschide un meniu unde ne spune mantenimentul în spaniolă, care înseamnă întreținere. Îi dăm o dată. După aia avem o săgeată unde scrie asistență, apăsăm o dată pe asistență și vedem că revizia este începând de acum în 30.000, pentru că eu deja am resetat, dar o să vă arăt cum îl faceți. Acum apăsăm o dată pe buton să se ducă înapoi unde scrie asistență și ținem apăsat 2-3 secunde pe acest buton până vedem că ne se deschide încă un submeniu care ne scrie reajuste, unde trebuie să reajustăm. Mișcăm spre dreapta și ținem, îi dăm OK. Apoi ne întreabă dacă confirmăm, coborăm la fel pe confirmar, i-am dat ieșire. Și asta e tot. Luăm contactul, apoi punem din nou contactul ca să verificăm dacă reajustarea s-a realizat. Vedem că de moment nu apare, nu mai ne vine niciun mesaj. Ar fi trebuit acum să ne arate service reset. Așa, după care putem să ne verificăm. Apăsăm pe acest buton, apoi sucim spre dreapta și intrăm în acest meniu, la întreținere, asistență, și vedem că aici ne arată revizia în 30.000. Așa ne putem verifica. Ieșim. Încă o dată dăm pe ieșire. Așa am ieșit din meniu. Și putem să pornim și motorul, să vedem dacă ne mai anunță intervalul de service, dar cu siguranță nu o să ne mai anunțe. Așadar, service reset-ul s-a realizat. O zi bună, la revedere, dați pe clopoțel, like și un subscribe dacă v-a plăcut. La revedere!